Inițiată de un consilier PNL în cadrul unei întâlniri de lucru desfășurate la Constanța, a fost apreciată și luată în considerare de edilul orașului de la Malul Mării. Opoziția din Consiliul Municipal sugerează înființarea unei comisii care să verifice și să țină evidența lăcașelor de cult de pe raza municipiului. Membrii acesteia ar trebui să primească un raport despre starea socială, economică și de mediu a orașului. Dacă Arhiepiscopia Constanța este de acord să relocheze niște biserici situate pe trotuar, pe amplasamente fără autorizație, noi vom fi gata să rediscutăm situația Capelei Tineretului ca așezământ sociomedical pe locația respectivă. Răspunsul primarului nu a întârziat să apară. S-a arătat interesat. Are un singur amendament. Să fie analizate toate lăcașurile de cult, indiferent de religia de care aparțin. Să analizăm toate problemele și să vedem cum noi, comunitatea, putem face din această valență organică a orașului nostru, un oraș spiritual, un oraș multicultural, un punct tare, un punct de mândrie. Mă bucur să văd că față de refuzul categoric și fără niciun argument anterior, de data aceasta există deschidere către o analiză completă. De departe, cea mai controversată biserică este Sfântul Haralambie, construită pe trotuarul bulevardului Tomis. Aceasta ar urma să fie relocată după ce va fi găsit un teren adecvat. Întrebați dacă sunt sau nu de acord cu mutarea acestei biserici, enoriașii s-au oferit să-și dea cu părerea. Vreau să vă întreb... Biserica asta și altele care nu sunt construite. Această biserică ar urma să fie relocată. Cum se pare decizia? Nu mă depășește. Ziua, această biserică ar urma să fie relocată. Ce părere aveți de decizia primăriei? Proastă. De ce ar trebui să rămână aici? Ia spuneți dumneavoastră, ce trebuie să facă? S-o dărâme? Nu este singurul lăcaș de cult construit provizoriu. Tot pe bulevardul Tomis mai există o biserică ce ar urma să fie relocată. Rămâne de văzut când va lua ființă această comisie, care vor fi membrii acesteia, care vor fi problemele pe care le vor găsi, dar mai ales soluțiile propuse.